Un chirurg de elită are mâini sigure, talent, cunoaștere și o minte strălucită. La Sanador i-am adus un ajutor important, cel mai performant sistem de chirurgie robotică din lume, Da Vinci XI, pentru a putea să vadă mai bine, să lucreze confortabil și să opereze cu maximă precizie. Chirurgia robotică, datorită avantajelor tehnologice, imagine tridimensională de înaltă rezoluție, instrumente articulate și precizie sporită, permite o acuratețe de excepție actului operator cu prognostic post-operator foarte bun. Chirurgia foarte precisă înseamnă păstrarea a cât mai mult țesut sănătos și siguranța menajării structurilor nervoase și vasculare. Riscul de complicații scăzut are un impact semnificativ asupra calității vieții pacientului. Siguranța sporită a actului chirurgical, ospitalizare redusă și recuperare rapidă sunt beneficii majore. Sanador. Sănătatea ca stil de viață. Bună și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore? Bună seara, dragilor! Suntem Beatrice și Bianca, jurnaliste Ce se întâmplă, doctore, platformă de top din România dedicată unui stil de viață sănătos. În această seară, în emisiunea noastră live, abordăm două subiecte. Vorbim în primul rând despre litiaza renală, adică prezența calculilor renali sau pietrele larinice, așa cum sunt bine cunoscute, și vorbim despre tratamente de ultimă generație. Și tot în această seară vorbim despre stres. Managementul stresului este o condiție esențială pentru a preveni probleme de sănătate și, de ce nu, pentru a le rezolva cât mai rapid. Alături de noi vor fi doi medici și un psiholog. Bianca, îți propun să vorbim despre litiaza renală până să trecem la invitatul nostru care ne va lămuri asupra cauzelor, dar și tratamentelor. Aș vrea să ne povestești tu puțin despre experiența ta cu pietrele larinice. Păi să știi că am două pietricele de 19 ani care s-au unit și au făcut una singură de aproape un centimetru și se pare că le-am căpătat pentru că nu am băut apă acum 19-20 de ani. Lucram și atunci în televiziune și cumva alergatul ăsta mi se părea că, aolo, nu, n-am timp să beau apă, n-am timp să merg la toaletă. Însă norocul meu este că le-am într-o zonă care nu prea deranjează. N-am făcut decât, cred că, vreo două crize de litiază. Însă, într-adevăr, sunt tot felul de probleme care apar din cauza acestor pietre. Așa că le spun tuturor că ar trebui să meargă la doctor și să rezolve atunci când există astfel de pietre la rinichi. Însă până să ajungem la medic, propun să stăm de vorbă cu primul nostru invitat, care este conferențiar universitar, dr. Marcian Manu. Este șef secție urologie în cadrul Sanador, este medic primar chirurgie urologică. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Aș vrea să ne spuneți în primul rând cât de frecventă este litiaza renală sau pietrele la rinichi, așa cum sunt cunoscute, și care sunt cauzele care duc la aceste probleme de sănătate? Deci, în primul rând, aș vrea să definim foarte bine termenii ca să înțelegem. Nu vorbim acum numai de litiaza renală. Litiaza poate să fie și în altă parte a aparatului urinar, și la nivelul ureterului, și la nivelul vezicii urinare sau a uretrei. Deci noi vorbim în general de litiaza urinară. Este o patologie frecventă și cu un impact social, spunem noi, destul de mare, pentru că din punct de vedere statistic apar cam 300-400 de cazuri noi pe an la 100.000 de locuitori. Asta înseamnă 4.000 la 1 milion, deci cam 80.000 de cazuri de litiază, ceea ce reprezintă o morbiditate importantă și care trebuie considerată și care ne costă, din punct de vedere financiar, foarte mult. Din punct de vedere al frecvenței, litiaza aparatului urinar este în general mai frecventă la bărbați, cam cu un procent de 8% față de femei, unde este cam de 5%. Iar în ceea ce trebuie să discutăm despre cauzele care duc la formarea litiazei urinare, ele sunt de mai multe tipuri și să le luăm puțin în ordine și ca să le clarificăm. În primul rând, urina trebuie să parcurgă facil drumul ei spre vezica urinară și din vezică spre exterior. Orice întrerupere a acestei facilități, orice obstrucție, orice obstacol, va duce la o imposibilitate a curgerii ei în mod normal. Trebuie să înțelegem de la început că urina nu vine din rinichi la vezica urinară gravitațional. Ea nu cade din rinichi spre vezică. Ea se duce spre vezică și dacă stăm cu capul în jos. Și asta se întâmplă prin mișcarea cu ceea ce numim peristaltica ureterului. Deci ureterul împinge urina spre
vezică urinară. Dacă ea nu se poate elimina, stagnează. Dacă stagnează, va determina precipitarea constituenților și formarea pietrelor la rinichi sau la ureter sau în altă parte a aparatului urinar. Deci există niște cauze anatomice de obstrucție. Acestea pot fi congenitale, te naști cu ele și ele trebuie detectate și corectate, sau pot fi dobândite în anumite afecțiuni, cum în stenoze, în stricturi ale ureterului, în tuberculoza aparatului urinar sau în compresii extrinseci. Deci o ureterul care este o țeavă ce conduce urina dinspre rinic spre vezica urinară se poate obstrua prinăuntru, un dop, un calcul, dar el poate fi obstruat și din afară prin patologia organelor conexe. Deci prima cauză este cea obstructivă, deci anatomică. O altă cauză importantă este metabolică. Deci există tulburări în anumite metabolisme ale acidului uric, ale cistinei, care duc, aceste tulburări duc la excreție în exces ale unor constituenți și pot precipita și pot genera acești calculi. Trebuie să înțelegem că urina este un lichid senzațional. El are foarte mulți constituenți care, luați independent, ar precipita. Sunt în suprasaturație, luați independent, dar datorită interacțiunii dintre ei, stau în mediul lichid și asigură neprecipitarea lor și deci neformarea calculii. O altă cauză importantă este dată de infecțiile urinare. Și aici vreau să apăs acest subiect pentru că multă lume are infecții urinare, uneori necunoscute, fără semne clinice. Infecția generează, poate genera lichiază, iar lichiaza întreține infecția. Este un cerc vicios pe care noi trebuie să-l sancționăm terapeutic. Infecția urinară poate duce la apariția așa numitei lichiaze de infecție sau de surdite. Este o lichiază gravă, o lichiază cu efect invalidant și care poate conduce la insuficiență renală. Deshidratarea este o cauză importantă, dar nu este singura. Toată lumea crede că dacă bea lichide multe, rezolvă problema. Toți ne sfătuiesc pe toate canalele media să bem foarte mult. Noi trebuie să știm ce bem, cât bem, cum bem, pentru că un pacient cu insuficiență cardiacă, dacă vrea bea mult, va scăpa de lichiază și va muri de inimă, ca să spunem așa. Deci trebuie să adaptăm acest băut mult, într-adevăr, unei necesități de a bea mult. Pe de altă parte, obezitatea, hiperalimentația sunt de asemenea cauze importante de geneză lichiazică. Nu în ultimul rând, tulburările endocrine, afecțiunile paratiroidelor, hiperparatiroidismul primar sau secundar pot duce la lichiaze cu impact endocrin, care se corectează prin corecția bolii de bază. Nu în ultimul rând, administrarea unor medicamente, vitamina C în exces sau medicamentele care conțin calciu luat haotic fără sfat medical până automedicație, pot duce ele însele la geneză lichiază. Așa cum vedeți, sunt foarte multe cauze care pot duce la lichiază și, în general, noi trebuie nu numai să tratăm lichiază, ci să tratăm cauza care produce lichiază. Aș vrea să vorbim în acest context extrem de larg despre simptome. Ați menționat o mulțime de cauze. Care ar fi, să spunem, simptomele, pe lângă cele zgomotoase pe care le cunoaște toată lumea, care ar trebui să aducă pacienții într-o primă fază la un consult urologic și ulterior dumneavoastră să decideți ce e de făcut în funcție de fiecare cauză în parte? Este o întrebare foarte bună cea pe care a spus-o, pentru că toată lumea asociază lichiaza urinară sau asociază lichiaza urinare un singur simptom cardinal, care este durerea colica renală, pe care toți o știm și care este o durere lancinantă, teribil de violentă, uneori asemănită cu durerile nașterii. Trebuie să știți că de multe ori lichiaza este asimptomatică. Ea nu are niciun semn, nimic. Practic este descoperită întâmplător, incidental, la o ecografie făcută pentru totul alte cauze. Această lichiază asimptomatică. Deci începem cu lipsa simptomatologiei când vorbim despre simptomatologia lichiazei. Este foarte important să știm acest lucru, pentru că de multe ori o lichiază asimptomatică, un calcul coralifor care blochează întreg rinichiul, se manifestă prin insuficiență renală și nu prin durere. Și asta este o evoluție pasivă care duce la degradarea și la compromiterea unității renale. O piatră mică de 5 mm care se mișcă în rinic când pacientul face sport poate duce la o durere lancinantă care aduce imediat pacientul la medic. Și asta este o variantă, să zicem, norocoasă. Deci de multe ori durerea
nu sugerează, nu este proporțională cu gravitatea litiazei. O litiază nedureroasă este de obicei mai gravă decât o litiază dureroasă. Și ca să revenim la semnul principal și pe care toată lumea îl știe, este durerea renală. Când litiaza are localizare la nivelul rinichiului sau la nivelul ureterului. Are două forme clinice, așa cum predăm noi studenților. Este colica renală clasică, o durere lancinantă, lombară, cu iradiere anteroinferioară și spre organele genitale externe. Sau nefragia, este o durere surdă care apare, dispare, nu lasă pacientul să se odihnească sau să desfășoare activitatea normală de zi cu zi. Amândouă sunt în general cauzate de obstrucția pe care litiaza o produce pe calea de evacuare urinară. Lăsând la o parte durerea, de la nivel renal și ureteral, putem avea o durere vezicală, când calculul este localizat vezical, când litiaza este la nivelul vezicii urinare. Și aici este un semn foarte important, durerea care migrează de la un loc în altul al vezicii urinare în funcție de poziția pacientului. Este așa numitul semn al loopingului, pentru că a fost descris la piloții de vânătoare când făceau loopinguri și când observau că își modifică poziția durerii în funcție de poziția calculului. Nu în ultimul rând, durerea uretrală, când calculul încearcă să iasă pe uretră spre exterior, este o durere importantă cu alt sediu decât, așa cum spuneam, și cum este clasic la nivel renal. Deci durerea se poate localiza în mai multe locuri la nivelul aparatului urinar. Nu numai durerea este semn important. Un semn important este hematuria, urinarea cu sânge. Când calculul se mișcă, el traumatizează mucoasa urinară și poate duce la eliminarea de sânge, care uneori este gravă, putând duce la cheaguri care blochează aparatul urinar. Trebuie să remarcăm un alt semn important, sunt infecțiile urinare, urina tulbure. De obicei, litiaza se asociază cu infecție și infecția cu litiază. Urina tulbure sugerează infecție, care într-o urină tulbure cu febră, cu frison, sugerează această infecție, altfel poate evolua spre forme deosebit de grave, la septicemie urinară cu punct de plecare urinar, care trebuie să știți că duce la insuficiență renală și chiar la deces. Există semne asociate, semne cardiovasculare, tahicardie, hipotensiune, care se asociază infecțiilor grave sau semne digestive, greciuri, vărsături, când iritația peritoneală pe care o provoacă colica renală. Deci, cam acestea sunt semnele importante și nu în ultimul rând trebuie să specificăm semnele insuficienței renale care apare când se suprimă diureza. Dacă un calcul pleacă pe ureter, blochează ureterul și dacă pacientul are un singur rinichi sau dacă doi calculi pleacă pe un rinichi și pe celălalt și blochează evacuarea din rinichi, atunci toxinele se varsă în sânge, pacientul nu mai are urină, ceea ce noi numim anurie. Deci este foarte important ca pacienții să știe și să monitorizeze cantitatea de urină pe care o fac pe 24 de ore, pentru că așa putem detecta o insuficiență renală. Deci plecăm de la o durere și putem ajunge la ceva foarte grav. Aș vrea să vorbim despre protocolul de tratament, care presupun că include atât tratarea cauzelor inițiale, eliminarea calculilor, dar și managementul durerii. Primul lucru pe care trebuie să știm, deci în colica renală, care este forma clasică și cea mai, hai să spunem, răsunătoare care aduce pacientul la medic, durerea violentă se tratează invers decât cum ar gândi toată lumea și cum sunt sfătuiți toți pacienții, inclusiv de colegi de medic. Deci, cura de sete, omul trebuie să bea puțin. Colica renală înseamnă un calcul care s-a aplecat pe ureter și a blocat ureterul. În momentul în care acest blocat s-a produs, presiunea deasupra lui crește. Dunărea vine la porțile de fier la baraj și este mare și cu presiune mare în spate și mică după barajul respectiv. Barajul e reprezentat de calcul. Deci, în momentul în care noi vom sfătui pacientul să bea mai mult, el va avea o presiune mai mare în rinichi și durerea se va amplifica. Deci primul lucru pe care trebuie să-l facem este calmarea durerii prin reducerea aportului hidric. Este invers decât se spune în general. Deci trebuie să fim foarte atenți, trebuie să fim însetați în colica renală. Dacă reducem presiunea, reducem durerea. Deci tratamentul durerii este foarte simplu dacă aportul lichidian este mic. Pe de altă parte, se pot folosi antiinflamatorii, alfa-blocante, sunt o serie de medicamente pe care noi le știm și de asta existăm, ca să știm să le prescriem pacientului, să-l facem bine. Aceasta este tratamentul durerii. Numai că noi trebuie să tratăm
în primul rând, litiaza care a produs obstrucția. Noi trebuie să deblocăm într-un fel sau altul aparatul urinar. E, în afară de tratamentul care se adresează strict litiază și pe care o să vi le descriu ulterior în câteva minute, trebuie să știm că noi trebuie să tratăm, după ce am rezolvat litiaza, trebuie să tratăm cauza care a produs-o. De obicei se încheie subiectul. Asta a venit pacientul, i-a rezolvat piatra și a plecat și nu-l mai vedem vreodată. Nu e bine. Noi trebuie să știm ce a produs acea piatră, ce structură chimică are, dacă putem să intervenim în un fel sau altul, să corectăm ceva anatomic defect sau să administrăm un tratament care să-i regleze metabolismul, pentru că el să nu mai dezvolte ulterior pietre. Acele pastile magice și tratamente pe care le vedem oriunde pe internet care topesc pietrele sunt niște minciuni și niște șarlatani. Și vă rog să mă credeți, o piatră formată nu se dizolvă cu niciun medicament în lumea asta în momentul de față, în 2021. Ea poate fi încetinită în creștere sau poate fi stimulată în a se elimina, dar nu există medicamentul magic care să topească o piatră, pentru că altfel aș dispare eu din spitalul ăsta și n-aș mai avea ce căuta în sală de operație. Cred că are logică ce spun. Deci, ca să stabilim care sunt căile principale prin care putem trata litiaza la diferitele niveluri la care se produce, trebuie să o luăm de la simplu la complex. Varianta cea mai simplă este o metodă absolut fantastică, se numește litotriție extracorporeală cu unde de șoc, sună pompos, SVL, SWL, extracorporeal shock wave litotripsy. Este o metodă prin care din afară, fără niciun fel de incizie, fără să intrăm cu niciun fel de instrument în pacient, cu o aparatură specială pe care noi o avem aici la Sanador, putem să focalizăm, să focusăm această piatră și să o distrugem cu unde din afară, pentru că vom concentra niște energii în 2 cm cube, acolo unde este localizată piatra. Așa, pentru cunoștință și pentru, să zicem, un pic de amuzament, metoda a fost descoperită pentru că piloții de supersonice luau bomboane în momentul în care decolau ca să poată să înghită, să le mestece, să înghită și să-și egalizeze presiunea între ureche și faringe și orofaringe. Au constatat că la depășirea pragului sonic, bomboanele explodau în gură. Așa s-a descoperit metoda de către un medic german renumit, Chaussy se numește, și care a inventat acest aparat care din afară sparge pietrele în omul bolnav. Este prima metodă și care are și ea limitele, adresându-se unui anume tip de litiază renală sau renourăterală până în 1-2 cm și cu anumită structură. Cea de-a doua metodă pe care noi o folosim cel mai frecvent și care este ultima de actualitate, zicem noi, este tot ceea ce înseamnă endoscopie. Deci noi vrem să facem o chirurgie fără bisturiu. Bisturiu nici măcar laparoscopic, nici măcar robotic, ci endoscopic pe căile preformate. Deci noi vom intra împotriva fluxului urinar, de jos în sus, deci de la meatul uretral extern, ajungem pe uretră până în vezică și putem rezolva prin laser sau prin distrugere balistică pietrele din vezică și putem înainta în sus pe ureter prin niște instrumente numite ureteroscoape. Sunt niște instrumente foarte fine, care pot fi semirigide sau flexibile. Practic un endoscop în care intrăm până sus în rinichi și putem sparge pietrele prin diferite metode. Cea de-a treia metodă este din afară înăuntru, este mai puțin folosită în ultima vreme, prin litotriția percutanată, deci putem să intrăm în rinichi pe cale, să zicem, transparietală, transrenală, cam cum se întâmplă și la laparoscopie. Nu excludem laparoscopia și robotica, dar care nu sunt adresate acestui tip de patologie. Ele sunt nemaipomenite ca actualitate medicală și ca performanță în ultima vreme, dar nu se adresează acestor boli. Deci rămâne endoscopia ca metodă principală. Nu în ultimul rând, trebuie să știm, și eu am avut norocul, pentru că sunt mai bătrân și am trecut prin mai multe generații urologice, să zic așa, litiaza operată deschis prin operații clasice. Operații clasice nu au dispărut din arsenalul nostru, pentru că sunt litiaze care nu se calculi coralifor complex, nu se pot rezolva altfel. Și atunci să spun că eu am avut norocul să parcurg și acest tip de chirurgie și chirurgia modernă pe care o practicăm acum. Tinerii nu o văd decât pe cea modernă și e foarte bine să o mai vadă și pe cea veche din când în când. Nu în ultimul rând, trebuie să apăs un pic
Ceea ce vreau să punctez acum, prevenția este deosebit de important ca în momentul în care am rezolvat o litiază, în care avem supra chimică a calculului, să știm ce să-i facem pacientului pentru ca el să nu recidiveze și el să păseze această conduită toată viața pentru a se menține sănătos. Ați menționat prevenția. Care ar fi așa câteva lucruri din stilul de viață, pe scurt, pe care ar trebui să le respectăm cu toții pentru a reduce riscul apariției litiazei urinare? În primul rând, noi trebuie să știm că avem sau că nu avem litiază. Deci, cred că așa cum putem să mergem cu mașina în fiecare an sau la 2 ani să-i facem verificare tehnică, nu văd de ce nu ne-am face și nouă ecografie. Parcă e și mai ieftină și cred că e și mai importantă, că noi facem mașina, nu e aponut. Deci, cred că o ecografie pe an, adresată populației în general, este ceva care a devenit ca o tensiune luată din când în când și mi se pare absolut normal. În al doilea rând, cura de diureză. Deci, e normal să bem mai multe lichide, mai ales dacă avem predispoziție. E normal să bem câte lichide avem nevoie dacă nu avem predispoziție și nu avem litiază. Dar pentru pacienții care au litiază este foarte clar că ei trebuie să aibă un lichid vector care să nu lase să precipite ceea ce în mod normal la altul nu precipită. Deci vom avea nevoie de o cantitate mai mare de urină. Ca să avem nevoie de o cantitate mai mare de urină trebuie să avem un aport hidric mai mare. Aportul hidric însemnând tot ce înseamnă, de la cafea, ceai, apă, supe, absolut tot, trebuie să depășească undeva 2 litri pe 24 de ore, pentru că noi trebuie să avem un pic de hiperdiureză. Nu contează cât bem, pentru că poate pierde mult prin transpirație. Contează cât producem ca urină și trebuie să producem peste 1700-2000 de mililitri. Deci prevenția principală este să ne căutăm cel mai simplu ecografic într-un examen care este inofensiv, ieftin, repetabil, neagresiv și la îndemână aproape a oricui și să putem să vedem dacă avem sau nu predispoziție în a dezvolta acest tip de patologie. Domnule doctor, mulțumim foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați oferit în această seară. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Bianca, așadar, trebuie să mergi mai des la ecografie și să bei lichide și, mă rog, să ai grijă pentru că totuși e o problemă care ai văzut poate degenera în situații foarte grave. Și tot foarte grav este și stresul. Aș vrea să începem acum al doilea subiect, să vorbim un pic despre stres. M-a inspirat foarte mult în discuția noastră din această seară cartea pe care o recomand tuturor femeilor, se numește The Hormone Cure. Am luat-o un pic invers. Este vorba despre impactul pe care îl are stresul asupra structurii noastre hormonale, care se modifică odată cu vârsta și care poate avea un impact deosebit asupra stării de sănătate. De altfel, se consideră la ora actuală că majoritatea bolilor, cam 80-90% sunt produse de stres. Și pentru a vorbi un pic de stres din perspectivă ginecologică și hormonală, alături de noi am invitat-o pe doamna doctor Ruxandra Dumitrescu, care este medic primar obstetrică ginecologie. Bună, Ruxandra, ești alături de noi? Da, te aud. Aș vrea să ne spui din perspectiva ta ce modificări produce stresul prelungit asupra stării noastre de sănătate. În primul rând, știm efectele pe alte organe, dar eu aș vrea să precizez ceva din zona mea, din zona de fertilitate. Deci știm că doamnele care au mare stres în legătură cu această problemă împiedică apariția sarcinii și astfel își fac singure o problemă care altfel nu ar exista. Deci nivelul mare de cortizol le împiedică ca să nideze, să fecundeze și să aibă un bebeluș. În sarcină știm că nivelele de cortizol sunt mari, dar ele sunt normale așa și ajută la maturizarea plămânilor fetali, astfel ca la naștere fătul să poată să devină un nou născut care poate să respire. Deci nivelul de cortizol în sarcină deci este important în maturarea fetală. Dar în viața normală de negravidă el face rău, dă spasme pe musculatura uterului, la nivelul trompelor și astfel împiedică fecundația. Asupra efectelor pe alte organe știm toți că se asociază cu diabetul zaharat, cu accidentul vascular cerebral și cu infarctul de miocard.
Eu vorbeam mai devreme cu colega mea menționând această carte, se numește The Hormone Cure, al unui medic ginecolog din Statele Unite, se numește Sarah Gottfried, iar ea vorbește foarte mult despre aceste fluctuații de cortizol. Este vorba de cortizolul crescut, vorbim aici în afara sarcinii, care este, știm cu toții, stresul cronic aduce după sine cortizol crescut și cu impact asupra stării de sănătate, inclusiv a funcționării sistemului nostru neuroendocrin și hormonal. Dar și cortizolul scăzut este cel care ne face să ne simțim fără energie, fără chef, fără, să spunem, poftă de viață. Din perspectiva ta, aceste fluctuații de cortizol, ce pot produce în organism și cum pot fi ele corectate? Ar trebui, în primul rând, să știm că nivelul normal de cortizol variază cu orele unei zile. În decursul unei zile, noi nu avem aceeași secreție de cortizol și asta e normal. Este un ritm de secreție pentru orice fel de hormon din corpul nostru. De aceea, la anumite ore ne e mai somn, la anumite ore ne este foame și la anumite ore am putea să mergem la sală să facem sport. Ce este important, în special la doamnele care sunt infertile sau cele care vor să fie mai liniștite din punct de vedere al cortizolului, le recomand să facă sport, pentru că secreția de endorfine ajută mult, să aibă mai aibă și mese echilibrate și un program de viață mai ordonat. Dar stresul în general de fiecare zi este extrem de somatizat, deci femeile îl percep la toate organele lor, la un nivel chiar organic celular. De aceea e bine să facă sport și să mănânce mai sănătos. Ce ne poți spune despre legătura dintre cortizol și progesteron, un hormon extrem de important pentru sănătatea femeii? Deci o secreție mare de cortizol o să împiedice o secreție de progesteron, adică împiedică mult și de asemenea în sarcină le explic femeilor de ce unele au vergeturi în sarcină și altele nu. Nu este un mit sau o întâmplare și dozele mari de cortizol sunt de 5 ori mai mari ca la o negravidă, iar la dumnele care ajung la acest volum mare de sinteză, se ajunge la vergeturi, la o liză de fibrină din piele și astfel unele au și unele nu, pentru că de fapt au un cortizol mărit în sarcină. Și acum la final aș vrea să ne spui care ar fi recomandările tale pentru femeile tinere foarte stresate care vor la un moment dat să devină mame. Cât de important este să aibă un management corect al stresului, să facă mișcare, să ducă o viață sănătoasă pentru a-și pregăti o viitoare sarcină? Ar trebui în primul rând să aștepte să rămână în mod natural gravide timp de 12 luni, cum este normal, să nu vină la noi speriate după 3-4 luni de eșec și să înțeleagă că acest stres, de fapt, este el însuși singur o cauză de a nu începe. Pentru că, repet, dă spasme pe musculatura uterină și a trompelor uterine. Din păcate, legătura s-a întrerupt. Vom reveni într-o altă emisiune alături de medicul Ruxandra Dumitrescu. Bianca, așadar, iată câte consecințe fizice are numai la aspectul fertilității și sănătății femeii. Aș vrea acum să trecem un pic mai departe și să vorbim despre psihic. Se știe că și gândurile ne influențează foarte mult starea de sănătate, emoțiile, toată această, să spunem, abordare care ar trebui să fie una holistică, din cap până în picioare, atât al fizicului cât și al psihicului, pentru că stresul are un impact major asupra întregii funcționări a organismului. Aș vrea să vorbim acum și cu un psiholog, pentru că alături de noi este Teodora Bahnă și vom vorbi despre partea asta psihologică a stresului. Teodora, ești alături de noi? Bună seara, da, vă aud. Aș vrea să te întreb pentru început dacă vorbim de stres și în cazul emoțiilor pozitive. Clar, când avem emoții negative, apare stresul. Dar putem vorbi și de emoții pozitive și stres? Nu. Răspunsul pe foarte scurt este că nu. O să și explic un pic de ce. Stresul psihologic apare doar atunci când sistemul natural de autoreglaj emoțional este copleșit de emoții neplăcute. În principiu, emoțiile plăcute, arată și studiile din ultimii 10 ani, ajută la reglajul celor neplăcute, astfel încât ele în sine nu vor putea provoca stres.
În schimb, dacă ne aflăm în contextul în care suntem stresați din cauza unei situații, emoțiile plăcute ne vor ajuta. Hai să vorbim atunci despre emoțiile neplăcute. Spune-mi care sunt acestea și care pot genera stres. Ok, o să încep un pic cu definiția stresului psihologic ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba. Stresul psihologic este practic o reacție fiziologică și emoțională urmată de modificările din mediul extern sau intern care provoacă niște trăiri negative. Aici înseamnă și emoții, dar și sentimente mai complexe care depășesc capacitatea noastră naturală de reglaj. Noi suntem dotați să funcționăm cumva și cu emoții plăcute și neplăcute și să reușim să revenim la o stare de echilibru. Există totuși evenimente care nu ne ajută să ne reglăm foarte bine și atunci intrăm prin definiție în stres. Atunci când ne confruntăm cu evenimente neplăcute, putem să simțim furie, tristețe, deprimare, chestiuni mai complexe, dezamăgire, frustrare și așa mai departe. Toate acestea, dacă depășesc capacitatea de reglaj, duc în stres. Am înțeles. Spune-mi când putem vorbi despre stres cronic. Care sunt, de fapt, motivele stresului cronic? Stresul cronic, pornind de la definiție, apare atunci când reglajul este depășit pe o perioadă mai mult de o lună. Sunt studii științifice care au arătat că de la o lună încolo încep să existe inclusiv afecțiuni ale sistemelor fiziologice, sistemul cardiovascular și sistemul imunitar fiind afectate. Deci, în principiu, dacă nu reușim să ne reglăm într-o lună, putem să ne punem întrebări și să ne îngrijorăm un pic. Care sunt motivele? De ce oamenii ajung să intre în acest stres cronic? În principiu, motivele sunt ceva mai complexe. Ar trebui să ne uităm la istoricul personal, la structura psihologică a persoanei, deoarece trebuie să înțelegem că o funcție naturală pe care o avem în dotare este depășită dintr-un motiv. De regulă, afecțiunile psihice presupun automat depășirea acestei capacități de reglaj, însă trebuie să ne uităm la contextul de viață al persoanei, inclusiv la evenimentele traumatice care au existat și au putut vulnerabiliza structura psihică a persoanei respective. Deci, în principiu, ori este evenimentul mult prea solicitant și atunci este normal să fie copleșit orice om care ajunge acolo, ori este ceva din structura psihică a persoanei respective. Spune-mi când ne dăm seama că suntem într-o astfel de situație de stres cronic sau faptul că stresul s-a cronicizat. În mod normal o să ne dăm seama în funcție de cum ne simțim. Dacă ne constatăm că de mai mult de o lună, de câteva luni, de câțiva ani, suntem într-o situație, să spunem, conflictuală relațională sau într-o situație dificilă la serviciu și nu am reușit să ne detașăm, n-am reușit să ajungem la un echilibru, în principiu cam știm că suntem în stres cronic. Sigur că există și posibilitatea să nu ne mai dăm seama, să fim atât de obișnuiți cu starea de rău și cu stresul încât să nu realizăm că suntem acolo. Iar aici recomand exercițiile de conștientizare și de prezență specifice mindfulness-ului, despre care sunt foarte multe informații chiar și pe internet, și atunci începem să constatăm ușor, ușor. Când ar trebui să apelăm la specialist? Atunci când am încercat cam tot ce ține de noi și nu a mers. Și atunci mai pun o întrebare înainte. Când, ce ar trebui să... Ai spus de tehnicile de mindfulness, dar în afară de acestea, ce strategie am mai putea folosi pentru a gestiona cumva stresul ăsta cronic și a-l reduce, de fapt? În principiu ar trebui să vedem ce putem să facem cu situația care ne deranjează. Deci se presupune că știm ce ne stresează. După ce știm, am putea apela la rezolvarea de probleme. Dacă nu este posibilă acțiunea asupra mediului, atunci trebuie să vedem ce ne ajută pe noi să ne relaxăm. Poate să vorbim cu cineva, să dormim mai bine, să mâncăm mai bine, eventual exerciții de meditație. Și când nici astea nu funcționează de mult timp, cam trebuie să apelăm la specialiști. Care este rolul unui psiholog? Când intervine acesta și ce metode, ce instrumente are la îndemână să ajute un om să depășească acest stres cronic? Instrumentele principale țin de conștientizare și de înțelegere. De multe ori ajungem să fim blocați pentru că nu înțelegem foarte bine ce se întâmplă de fapt cu noi. De multe ori nu identificăm nici care sunt acele trăiri neplăcute pe care noi nu reușim să le reglăm. Și atunci înțelegerea acestora, analiza mai complexă, analiza inclusiv a istoricului, să înțelegem ce se întâmplă, poate om exista și înainte. Și după ce ne clarificăm cu toate acestea, de regulă se structurează și o soluție destul de evidentă, pentru că ca la matematică, după ce avem toate datele problemei,
începem să ne dăm seama și cum putem să rezolvăm. Aș vrea să te mai întreb o ultimă întrebare. Are legătură ideea asta de stres cronic sau sunt anumite persoane care devin mai ușor stresate? Are legătură cu copilăria, cu faptul că poate un părinte sau cineva din mediu era mai stresat? Da. Studiile științifice arată că există câțiva factori în copilărie care ne vulnerabilizează în viața de adult. Dezechilibrul emoțional al părinților este unul dintre factori, de altfel și o situație conflictuală familială și probleme de sănătate fizică. Da, ne pot vulnerabiliza în sensul în care exact această capacitate de reglaj nu se structurează așa cum ar trebui, ba chiar putem să rămânem sensibili la anumite tipuri de situații care ne-au depășit de-a lungul timpului și atunci când ne confruntăm cu acestea, suntem un pic șubreziți, ca să zic așa, și nu facem față ca și cum am fi fost cu totul în regulă. Teodora, eu îți mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Important este că există rezolvare pentru orice tip de stres. Important este ca omul să înțeleagă situația și să apeleze la un specialist. Îți Sigur. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu. Beatrice, iată ce cât de simplu într-o lună de zile putem să spunem că vorbim de stres cronic și iată ce impact are stresul și stresul cronic asupra sănătății noastre. Totul este legat, de fapt. Adică eu nu cred că putem vorbi de boli fără să vorbim de psihic și să nu vorbim de psihic fără să vorbim de boli. Deci totul e interconectat, de fapt. Da, până la urmă, ce mi se pare mie fabulos este că în ultimii ani medicii au început să integreze din ce în ce mai mult în practica lor și această, să spunem, luare în calcul și conștientizarea problemelor psihice cu care vin pacienții, pentru că și-au dat seama că degeaba prescriu medicamente, degeaba rezolv vârful icebergului, dacă acolo să spunem, în subsol ceva sapă. Și de obicei, fie că sunt traume, fie că e vorba de stresul cronic, care este inerent vieții, apropo de job, de pandemie și toate situațiile astea, atunci cumva medicina și în general, să spunem, vindecarea vine din abordarea și din cumva vizualizarea problemelor la toate nivelurile. Adică nu vorbim doar de corp, vorbim și de psihic, vorbim de integrarea acestora și până la urmă vorbim și de disponibilitatea oamenilor de a asculta pe pacienți și de a-i cumva trata, cum spuneam, holistic, pentru că până la urmă îi rezolvi problema pe moment, îi dai un tratament, dar este bine să-l trimiți și la o consiliere, este bine să îl sfătuiești să adopte diverse strategii, cum a menționat și Teodora, fie că e vorba de mindfulness, fie că e vorba de sport, de dietă, lucrurile astea simple pe care cumva le știm cu toții, dar le aplicăm mai puțin și care pot funcționa. Din aproape în aproape, până la urmă, reușim să gestionăm un teren care este cumva minat. Odată ce nu adunăm așa, să spunem, minele, nu putem să ne bucurăm de o sănătate pe termen lung sau doar cârpim așa pe aici, pe acolo. Eu cred că e foarte importantă relaxarea. Cred că tehnicile astea de mindfulness atât de simple, de respirație, de meditație, chiar și câteva minute pe zi ne pot ajuta foarte mult și în gestionarea stresului, dar și în poate în prevenirea sau ameliorarea unor probleme de sănătate. Da, la finalul emisiunii avem un material realizat de colega noastră Alexandra Necșoiu cu Andreea Ioniță, care este specialist în terapii holistice, în yoga, în meditație, iar Andreea ne propune un exercițiu de scanare a stresului din corp și vine și cu soluții. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi. Sperăm că și în această seară informațiile v-au fost de folos și de ce nu v-au inspirat să adoptați un stil de viață cât mai sănătos. Ne vedem peste 2 săptămâni când vom avea ultima ediție din acest an. Mulțumim, la revedere! La revedere! Aș vrea să vorbim un pic mai mult despre cauzele profunde ale stresului și cum ne afectează el emoțional. Aș vrea să încep cu metafora pe care ți-am spus-o mai devreme și anume se spune că este o broscuță într-o oală și dacă folosim această metaforă și punem o broscuță într-o oală cu apă, ea va ieși din apa care fierbe în oala din presiune sau își va dori să iasă doar în momentul în care își va da seama că nu mai poate, pentru că apa fierbe atât de tare în oală încât ea va fi captivă acolo. Ea nu își va da seama că va ajunge în punctul maxim decât în momentul în care
evident se va fierbe și va deveni o parte din supa cuiva. Și așa suntem și noi oamenii, pare amuzant, dar așa suntem și noi oamenii. Uneori ne punem în situații de tensiune și de presiune și doar în ultimul moment în care efectiv ajungem în burnout sau ajungem epuizați, hotărâm că nu mai putem și hotărâm că vrem să facem o schimbare în viața noastră. Cum ne putem conecta mai mult la noi și astfel încât să avem mai mult control asupra la ceea ce ne afectează? Uh-huh. Ce întrebare frumoasă! Cum ne putem controla toate aceste emoții de vibrație joasă și cum putem gestiona stresul este având o percepție diferită asupra stresului. Pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, este foarte ușor să spunem, da, este un bau-bau stresul, mi-a distrus viața, mi-a distrus munca, mi-a distrus relațiile. Dar dacă am avea o perspectivă nouă, da, dacă ne-am întrebat pe noi din interiorul nostru, din acea conexiune cu sufletul nostru și ne-am întrebat, de ce m-a tras această situație? Oare ce semnal de alarmă arată în viața mea? Ce pot să schimb? Ce pot să transform? Propriu zis, din punctul meu de vedere, stresul nu este deloc un bau-bau. Este un prieten de nădejde. Ba chiar, de multe ori, el dovedește instinctul de supraviețuire și ne ajută să ne salvăm de leul care ne poate mânca sau alte prădătoare, așa cum se întâmpla mai de demult. Și la fel și astăzi, stresul este o redirecționare către calea sufletului nostru. De fapt, stresul ne arată, hei, ai luat-o un pic pe ocolite, te-ai îndepărtat de misiunea ta, de ceea ce te bucură, de ceea ce îți face inima să zâmbească, de natura sufletului tău și stresul zice, dar ai un alt drum pe care poți să-l iei. Și uneori este nevoie să ne lovim și de obstacole pentru a găsi drumul ăla către suflet. Cum ne putem conecta? Sunt foarte multe moduri prin care ne putem conecta și tare bucuroasă sunt să vă arăt câteva dintre ele. Însă înainte de a merge mai departe prin căile pe care le putem folosi pentru a ne conecta cu noi astfel încât stresul să nu mai aibă putere. Da? Pentru că noi odată ce ne conectăm mai mult cu noi, stresul devine din ce în ce mai mic, ego-ul lui este din ce în ce mai mic și nu are cum să ne mai fie frică de ceva ce este ca un pui speriat lângă noi. Da? Cu cât ne conectăm mai mult cu sufletul nostru, cu atât devenim mai puternici, devenim mai autentici și mai conectați cu puterea noastră personală. Primul exercițiu pe care putem face este scanarea zilnică a stresului din corpul nostru. Pentru că este foarte ușor să spunem, sunt stresat. Ok, dar unde e stresat? Unde se întâmplă stresul? Se întâmplă în cap? Se întâmplă în suflet? Că poate uneori simți acel gol în suflet și poate de fapt, nu știu, este ceva de lucru pe relația ta cu emoțiile tale. Poate ai de iertat pe cineva, poate ai de acceptat pe cineva sau cel mai des stresul se simte în corp. Și facem un exercițiu rapid? Avem timp să facem un exercițiu rapid, da? De câteva secunde, în mod normal, avem nevoie de vreo 4-5 minute să facem această scanare a corpului sau poate chiar 10 minute. Poate fi făcut la fel de ușor exercițiul și atunci când suntem în orice moment al vieții noastre, pe un scaun, într-o stație de autobuz, la serviciu, pe canapeaua unui prieten. Și o să vă invit să închidem ochii și să venim cu atenția în tălpile picioarelor noastre. Și dacă am avea un aparat care poate scana stresul din corpul nostru și acel aparat, acel instrument extraordinar este în interiorul nostru, pare cât de stresate sunt acum tălpile noastre. Poate chiar putem să simțim efectiv în ele greutatea, tensiunea, oare gambele noastre cât de stresate sunt. Poate le simțim umflate, obosite, stresate sau din potrivă le simțim pline de vitalitate precum picioarele unei căprioare. Și mai departe, la fel, coapsele noastre, pulpele noastre, cât de stresate sunt în această dimineață sau în această seară. Suntem obosiți, suntem tensionați, poate chiar simțim o presiune acolo, o tensiune, o greutate. Uneori putem să simțim, nu știu, efectiv dureri. Și acum să mergem un pic și mai sus și să scanăm coloana vertebrală. Și dacă am putea să dăm așa, nu știu, o notă de la 1 la 10, unde 10 este foarte, foarte mult stres în coloana noastră vertebrală și 1 este mai puțin stres, oare cât de stresată este coloana noastră vertebrală? Și ea ne poate spune
prin felul în care, nu știu, o simțim obosită, îngreunată, sub presiune, în tensiune, încordată. Și la fel partea din fața corpului, pieptul, stomacul, cu toate organele interne. Putem să ne dăm seama de nivelul de stres din corpul nostru pur și simplu punându-i o întrebare și comunicând și ascultând corpul nostru. El vrea continuu să vorbească cu noi atâta timp cât îl ascultăm și contează pentru noi prezența lui. Și s-ar putea uneori chiar să simțim și nivelul emoțional, să simțim emoții atunci când scanăm stresul. S-ar putea să simțim tristețe, s-ar putea să simțim singurătate, s-ar putea să simțim vinovăție și rușine și de multe ori să confundăm aceste emoții care ne țin captiv cu stresul. Și de asta spuneam că de multe ori sunt cauze mult mai profunde decât ceea ce se întâmplă în exteriorul nostru. Și la fel și brațele, să scanăm brațele, să scanăm umerii, să scanăm greutatea pe care o purtăm pe umerii noștri. Și să ne întrebăm, oare care este nivelul meu de stres astăzi? Și la fel zona capului, acea avalanșă de gânduri care ne obosesc, care nu ne lasă să ne trăim viața noastră de zi cu zi în pace și în armonie. De obicei, în zona maxilarului acumulăm foarte, foarte mult stres. Dacă tindem să-l ținem foarte, foarte strâns, să ne încordăm maxilarul când ne culcăm, să ne sculăm cu maxilarul încordat, arată un nivel de stres destul de ridicat. Și nu în ultimul rând, să ne întoarcem cu atenția în inima noastră și să ne întrebăm care sunt nevoile inimii noastre, care sunt nevoile sufletului nostru, care cumva doar vrea să tragă un semnal de alarmă asupra întoarcerii în interior. Un chirurg de elită are mâini sigure, talent, cunoaștere și o minte strălucită. La Sanador i-am adus un ajutor important, cel mai performant sistem de chirurgie robotică din lume, Da Vinci XI, pentru a putea să vadă mai bine, să lucreze confortabil și să opereze cu maximă precizie. Chirurgia robotică, datorită avantajelor tehnologice, imagine tridimensională de înaltă rezoluție, instrumente articulate și precizie sporită, permite o acuratețe de excepție actului operator cu prognostic post-operator foarte bun. Chirurgia foarte precisă înseamnă păstrarea a cât mai mult țesut sănătos și siguranța amenajării structurilor nervoase și vasculare. Riscul de complicații scăzut are un impact semnificativ asupra calității vieții pacientului. Siguranța sporită a actului chirurgical, ospitalizare redusă și recuperare rapidă sunt beneficii majore. Sanador. Sănătatea ca stil de viață.